această seară și în acest loc, unde dorim să fie binecuvântat și slăvit numele cel Sfânt și Mare al lui Dumnezeu. Și am dorit ca, în momentele care ne stau la dispoziție, să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne împărtășească cu învățătura pe care, din iubire, Dumnezeu dorește să ne facă de cunoscut și în această stare, în această seară. Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură la cartea prorocului Isaia și aș vrea să îl vedem aici pe acest profet al lui Dumnezeu diagnosticat ca și un medic. El dorește să vadă starea în care ne aflăm și totodată dorește să ne ajute să putem să ieșim din această stare deplorabilă. Capitolul 1, versetul 5 și versetul 6. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tâlpi și până în creștet nu-i nimic sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nespoarse, nelegate și nealinate cu undele. Deci vedem aici starea fizică a omului, dar mai mult decât atât vedem starea spirituală a omului. Din cap și până în creștet, din tâlp și până în creștet, totul este bolnav. Nu este nimic bun. Și vedem că în această circumstanță Dumnezeu dorește să ne ajute să ieșim din această stare. Dorește să ne vindece, dorește să ne facă sănătoși și în versetul 16 și 17 dorește să ne dea remediu la acest lucru. Spălați-vă de și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Deci, iată ce trebuie să facem ca să putem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Ca să putem să devenim din nou la starea în care ne-a creat Dumnezeu, oameni după chipul și asemănarea Lui, o făptură atât de minunată. Ne învăța aici profetul ca să facem binele. Așa cum atunci când simțim că avem anumite dureri corporale, mergem și la un medic să ne consulte și medicul ne transcrie o rețetă, ne spune diagnosticul și după ce face lucrul acesta, ce face medicul? Ne cheamă la control și spune, mergeți cu tratamentul ăsta atâtea zile și după aceea vă prezentați din nou la control. Același lucru, după ce Dumnezeu ne învață ce trebuie să facem, ne cheamă ca să ne revizuie. Să vadă dacă starea noastră este mai rea sau mai bună. Și versetul 18 spune, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Deci, iată că este necesar și pentru noi astăzi același tratament. Sau poate că noi ne măgulim că stăm bine. Noi poate credem că suntem sănătoși. Noi poate credem că nu avem nevoie de niciun tratament și starea noastră este foarte bună. Dacă mergem pe premiza aceasta, aș putea să spun că ne înșelăm. Datorită faptului că marturul credincios și adevărat, din ultima parte a Sfintei Scripturi, Apocalipsa, capitolul 3, ne spune, ca și Isaia, starea în care ne aflăm. Versetul 15 în jos. Știu faptele tale. Spune martorul credincios. Căci nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. De ce oare am ajuns atât de nesuportați? Pentru că zici, sunt bogat,
m-am îmbogățit și nu dublisă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu se vadă rușinea gurcinii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Deci, iată, și în acest capitol, martorul credincios și adevărat ne vede starea și ne dă, de asemenea, remediu. Ne sfătuiește să cumpărăm de la el aur, alipie și haine. Trist este faptul că noi, ca și oameni, ne-am pierdut orientarea. Și acest lucru ne spune tot Cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Isaia, la același capitol, versetul 3. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște iezdea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște și poporul meu nu ia aminte la mine. Deci, iată, iubiți frați, stimate surori și dragi tineri, că în comparație cu animalele, noi ne-am pierdut orientarea. Cred că fiecare dintre noi am avut sau avem animale și la niciunul nu ni s-a întâmplat ca atunci când animalele a venit de la câmp să se oprească la altă poartă. Sau să se ducă la altă iezdă. Sau păsările care pleacă de la noi și se întorc primăvara din țările calde, ați văzut, fiecare vine și intră sau merge la cuibul pe care și l-a făcut sau de la care a plecat. Aici, trist, dar adevărat, spune Dumnezeu că noi nu ne mai cunoaștem stăpânul, nu ne mai cunoaștem locul, nu mai cunoaștem absolut nimic. Poporul meu nu mă cunoaște, spunea profetul. Trist este că noi predicăm întreita solie îngerească și această întreită solie îngerească atrage atenția tuturor oamenilor la cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Este adevărat că am fost încercați în multe feluri și în multe chipuri, dar așa cum spuneam, trist este faptul că ne-am pierdut orientarea și nu știm ce să mai facem. Datorită faptului că instinctul nostru s-a pervertit și datorită faptului că Dumnezeu ne iubește, El nu vrea să ne lepede. El nu vrea ca să ne piardă și așa cum am reamintit, El dorește ca să ne spălăm, să ne curățim, să luăm dinaintea Lui faptele noastre rele și să ne învățăm să facem bine. Ar fi de drept să facem lucrul acesta și ar fi necesar. Când acceptăm să facem acest lucru, atunci Dumnezeu ne cheamă și ne spune aceasta este calea, mergeți pe ea, într-adevăr, continuați tratamentul pe care vi l-am prescris, că este cel mai bun și vă ajută ca, într-adevăr, să puteți să fiți sănătoși, vă ajută să puteți să deveniți ceea ce ați pierdut cândva prin neascultare. În Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9 și versetul 10 sunt versete foarte cunoscute, în special de tinerii noștri care răspund sâmbătă la biserică, la adunări de tineret. Bucură-te, tinere, în tinereța ta, fii cu inimă veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și versetul 13 și 14 din capitolul 12 ne spune să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria fiecărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Dacă vrei să mergi pe calea sentimentelor, poți să o faci. Aici spunea înțeleptul, bucură-te. Mergi pe căile alese de ochii tăi și dorite de inima ta, dar să știi că la urmă vei fi chemat la socoteală. Va trebui să te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Și spunea aici cuvântul lui Dumnezeu că la această judecată la care trebuie să mergem, va trebui să dăm socoteala de tot ce am făcut, fie bine, fie rău. Și cred că ar fi de drept ca să ascultăm ceea ce ne învață Dumnezeu și să căutăm să-L iubim pe Dumnezeu de când suntem tineri. Pentru că tinerețea nu vine de două ori, o singură dată ne este dat să trecem prin tinerețe și aceasta ar trebui să o închinăm lui Dumnezeu. Psalmul 1, versetul 1 și 2. Ferice de omul care se duce la, care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Deci, iată, dragii mei, pe cine fericește cuvântul lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi dorim să fim oameni fericiți, dorim să fim în împărăția lui Dumnezeu, dorim să fim salvați și mântuiți. Dumnezeu dorește ca noi să găsim plăcere în legea Lui, să facem ce este drept și bine, să nu ne oprim pe calea celor păcătoși. Și să căutăm ca legătura vieții noastre să fie permanentă cu Dumnezeu. Așa cum tot Isaia, capitolul 53, ne arată despre modelul de săvârșire noastră, despre Domnul Iisus Hristos, care a fost disprețuit și părăsit, care ca și tânăr, el și-a consacrat viața în ascultare de voia Tatălui și făcând lucrul acesta a putut să spună, am terminat lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o să o fac și pot să am bucuria de plină ca și voi să fiți alături de mine dacă ascultați în împărăția lui Dumnezeu. Vedem că avem nevoie de Domnul Iisus Hristos și că trebuie să stăm lângă El, să rămânem cu El și să putem să fim cu El odată și în împărăția Sa. Acesta este mesajul meu pentru noi toți în seara aceasta și doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să putem să înțelegem, să putem să trăim ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit și să putem să fim odată salvați și mântuiți în împărăția Sa. El să ne ajute la aceasta și să ne binecuvânteze.